Spitalul județean de urgență Slatina și cel de la Caracal nu mai au în stoc tocilizumab și remdesivir, după ce dozele rămase după ultima tranșă primită au fost cedate către alte unități medicale în care se mai află bolnavi în stare critică. Președintele CJ Olt cataloghează situația ca fiind una inadmisibilă și critică guvernul că nu a reușit nici până acum să rezolve problema creată de lipsa acestor medicamente. Încercăm să fim pregătiți pentru valul 4, așa cum a fost de fiecare dată, rămâne în continuare aceeași problemă a medicamentelor pe care noi nu le putem găsi pe piața liberă și ele sunt controlate de către Ministerul Sănătății, cele două medicamente care, având, vă dau exemplu ultimilor două săptămâni, rămânându-ne un stoc după ce n-am mai avut foarte multe cazuri, am fost obligați să le cedăm către celelalte spitale care mai aveau cazuri, lucru pe care l-am și făcut, dar din păcate, faptul că noi am fost puși să dăm aceste medicamente către celelalte spitale arată că la un an jumate de la începerea pandemiei, statul român nu e pregătit cu medicamentele de bază în tratarea COVID-ului să le aibă asigurate. Numărul cazurilor de infectări cu noul coronavirus a început să crească iarăși în România. Specialiștii anunță valul 4 al pandemiei determinat de tulpina Delta, mult mai contagioasă decât cele care au circulat până acum. Potrivit acestora, în România valul 4 al pandemiei ar urma să se facă simțit în luna septembrie.